Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Și acum haideți să vorbim despre călătoria în spațiu, cum se spune în limba germană călătoria în spațiu, die Raumfahrt, die Raumfahrt. Și haideți să începem cu câteva cuvinte. Die Rakete, die Rakete, înseamnă racheta. Să vedem și următorul cuvânt. Deci este bine să repetați de fiecare dată cuvintele după mine pentru a învăța mai ușor pronunția cuvintelor și a reține cuvintele mai bine. Der Satellit. Der Satellit. Este satelitul. Die Raumstation. Die Raumstation. Este stația spațială. Der Astronaut. Der Astronaut. Astronautul. Reisen. Reisen înseamnă a călători. Die Schwerelosigkeit. Die Schwerelosigkeit. Ce înseamnă asta? Gravitația zero. Schweben. Schweben înseamnă a pluti. Der Raketenträger. Der Raketenträger este racheta purtătoare. Das Raumschiff. Das Raumschiff este nava spațială. Haideți să mai repetăm o dată cuvintele pentru a le reține mai bine. Die Rakete. Der Satellit. Die Raumstation. Der Astronaut. Reisen. Die Schwerelosigkeit. Schweben. Der Raketenträger. Das Raumschiff. Iar acum facem și niște propoziții cu aceste cuvinte. Haideți să începem cu prima propoziție. Die Rakete änderte ihren Kurs. Haideți să repetăm. Die Rakete änderte ihren Kurs. Ce înseamnă asta? Racheta și-a schimbat cursul. Man kann ihn im Ausland über Satellit anrufen. Man kann ihn im Ausland über Satellit anrufen. Îl poți suna prin satelit în străinătate. Langsam löste sich das Raumschiff von der Raumstation. Haideți să repetăm. Langsam löste sich das Raumschiff von der Raumstation. Ce înseamnă asta? Nava spațială s-a desprins încet de stația spațială. Haideți să continuăm. Tom schien in der Schwerelosigkeit zu schweben. Tom schien in der Schwerelosigkeit zu schweben. Tom părea să plutească în imponderabilitate. Der Astronaut reparierte die Antenne der Raumstation. Der Astronaut reparierte die Antenne der Raumstation. Astronautul a reparat antena stației spațiale. Și haideți să vedem și ultima propoziție. Die Touristen reisen zum Mond. Die Touristen reisen zum Mond. Turiștii călătoresc spre lună. Haideți să repetăm propozițiile. Die Rakete änderte ihren Kurs. Man kann ihn im Ausland über Satellit anrufen. Langsam löste sich das Raumschiff von der Raumstation. Tom schien in der Schwerelosigkeit zu schweben. Der Astronaut reparierte die Antenne der Raumstation. Die Touristen reisen zum Mond.